Vedeți, fraților, urmările rugăciunii făcute cu îndoială și cu puțină credință. În vreme de primejdie și ispită, nu te ajută decât o parte. Oare nu tot așa se roagă mulți din credincioșii noștri? Doamne, dacă Tu ești cu adevărat în cer și în inima mea, ajută-mă să vin la Tine. Ajută-mă să fac minuni în numele Tău. Ajută-mă să reușesc la examene și la serviciu. Ajută-mă să biruiesc pe vrăjmașii mei și mi dorința mea. O asemenea rugăciune făcută cu îndoială, fără credință vie, din interes și mai mult pentru lucruri pământești, nu este primită la Dumnezeu și cu greu ni se întâmplă cererea. Să fugim de o asemenea rugăciune lipsită de credință, îndoielnică, pe care o facem numai la nevoie, când apa necazurilor ne este până la gură. Da, să ne rugăm pentru orice avem nevoie în viață, dar mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile ce ne-a dat, apoi să lăudăm că în vechi este mila lui și apoi să-i cerem iertarea păcatelor și mântuirea. La urmă să cerem Domnului și cele de nevoie vieții și să zicem, Doamne, facă-se voia ta, nu voia mea, precum ne învață Tatăl nostru. Iar când suntem în primejdie de moarte sau pe masa de operație sau într-o grea încercare, atunci să facem rugăciuni scurte de câteva cuvinte rostite cu glas sau în taină, din adâncul inimii cu lacrimi și credință. Adică să strigăm ca și Petru când se înneca. Doamne, mântuiește-mă! Doamne, ajută-mi! Cum striga femeia cananeancă și Doamne, miluiește-mă!